Angela Edit Media și oferim serviciul Flori pentru tine. Domnul Mihail, vă felicităm cu ziua de naștere, multă sănătate, putere și vise împlinite. Am venit cu o surpriză și această surpriză a solicitat-o cineva care vrea mult să vă fie alături, să vă fie aici printre invitații dumneavoastră, însă este departe. Vă cuprinde și vă spune mulți ani. Se închină în fața dumneavoastră și vă mulțumește pentru viață. Florile, torta și șampania ca să serviți cei care sunt alături astăzi. Este din partea feciorului dumneavoastră. Și ne-a expediat un mesaj. Este un mesaj special pentru dumneavoastră. Aș spune un mesaj deosebit de celelalte care le-am primit până acum. Odată, un tată, punând mâna pe umărul fiului său, l-a întrebat: spune-mi, fiule, cum crezi? Cine e mai puternic, tu sau eu? Fiul nu gândi mult, i-a răspuns: desigur că eu, tată. Tatăl, nedumerit, îl întreabă: de ce crezi așa? Fiul atunci a răspuns: cât mâna ta va sta pe umărul meu, eu voi fi cel mai puternic din lume. Tata este primul erou în viața fiecărui băiat. Tata este prima dragoste în viața fiecărei fete. Un tată poate pune pe picioare 100 de feciori, iar 100 de feciori împreună nu pot să compenseze truda unui tată. Pentru că anii de trudă și muncă se numără în fire albe și riduri. Îți pot spune, tată, că de acum înainte ai să întinerești. Pentru că dragostea și fericirea se numără în sclipirile ochilor. Îți pot promite că de acum înainte ai să te faci mai frumos, tată, pentru că te iubim foarte mult. Astăzi este un moment potrivit să îți mulțumesc pentru ceea ce ești și pentru ceea ce faci. Îți mulțumesc pentru copilăria fericită pe care mi-ai oferit-o și pentru că, deși am avut mai puține decât ceilalți, au fost toate pe care mi le-am dorit. Mă simt binecuvântat să te am ca tată. Îți mulțumesc pentru fiecare îmbrățișare care m-a făcut mai puternic și pentru fiecare zâmbet care m-a transformat în bărbatul care sunt astăzi. De ziua ta, tăticule, îți doresc sănătate și multe zile de la Dumnezeu. Fie ca grijile să te ocolească și împreună să ne bucurăm de toate surprizele frumoase pe care viața încă le pregătește pentru noi. La mulți ani, tăticule! Acest mesaj este de la fiul dumneavoastră, care vă poartă numele, de la Mihail, care este în România. Mulțumesc! Mihai, mulțumesc din felicitare și îmi pare rău că nu ești alături de noi astăzi, sărbătoarea noastră, a mea, ziua de naștere, dar mă gândesc tot dinainte să vii acasă și vom continua sărbătoarea în altă zi. Și da, bucuros. Nu m-am așteptat la așa felicitare din partea ta. Vă mulțumesc la toți că mă suneți azi, sunteți alături de mine. Și sănătate la toți. Mulți ani vă urăm și noi și multe bucurii din partea celor dragi. Deci, tăticul nostru, noi toți suntem cu un cadou mai special. Aia este cadou meu, așa, alu mamă. Din partea mea. Mulțumesc. Să știi că noi tare te iubim și să dorim numai sănătate. Mulțumesc. Mulțumim frumos din suflet lui băietul nostru, care nu este astăzi alături de noi, dar noi îl iubim foarte mult și dorim sănătate și să fii cât mai curând acasă. Și dumneavoastră, mulțumim frumos din suflet că aduceți așa surprize la oameni. Vă dea Dumnezeu sănătate și prosperitate și toate cele bune înainte. Eu sunt mama soacră, îi doresc lumișunie multă sănătate, fericire și mereu alături de noi. Și Dumnezeu să aibă grijă întotdeauna și de ce e bun și de ce e răi, mișunea. Și sănătos, fericire
Și lumii Mihăiță, îi mulțumim din suflet că a făcut o surpriză pentru tăticul său, așa o surpriză de bună. La mulți ani fericiți! Mult sănătate, fericire, dragoste, iubire, copii, cu minți, ascultători și numai noroc și numai bucurii din partea lor și soției. Tata e unul în astă lume, mi-a dat viață, mi-a dat nume. Tata-i dragostea și dorul, când își vede-n pragă feciorul. Tata-i dragostea și dorul, când își vede-n pragă feciorul. Tata-i stâlpul și puterea, doșana și mânângâierea. Îi povața bătrânească, chinograda părintească. Vorbaste câteodată, mai avea la nostru tată. Dar măicuța-i făcea semne, plâng la masă să ne cheme. Dar măicuța-i făcea semne, plâng la masă să ne cheme. Tata-i stâlpul și puterea, dojana și mânângâierea. Îi povața bătrânească, din ograda părintească.